Și revenim în forță pe sistem turbat, stimați telespectatori. În binecuvântata zi de duminică sau a șaptea zi de weekend, cum îmi place mie să-i spun. 8 septembrie 2019. O să vedeți că plaja arată puțin diferit, fiindcă am venit la lacul Tetergiol ca să ne dăm cu nămol. Iată și Victor Santenicu, a fost învățătoare de-a lui. A venit să-l dăm cu nămol. Păi n-am mai fost aici de 3 ani. Nu ne place. Eu am să fac yoga. Ăsta a venit mai nepregătit, el are chiloți Emporio Armani. Eu am venit să fac yoga. Dar placa, bineînțeles că o să o iau. Pentru Victor, pentru noi. Dar lasă-l mă să bea și el o gură de bere, că i-am adus bere degeaba. Ce, că face bine la tălpi. Ce bine face. Bine, aici ca să intri în apă e o potecă, o ceva, o... De dracu, potecă, s-o prinde la aia, uite ce la el. Au, what the fuck? Pe acolo nu-i de-ai mers. Murdăresc, la voi vin să fac duși. Da, da. Vină că noi avem solar. Păi are nămol în el, mă. Cred. Dă-te cu placa. Unde să dea cu placa? Hai la nevete! Ia-te după Viorel. Ce bine miroase apa, vanilie, căpciun, nu știu ce dracu. Da. Ne. Exact, exact. Lasă-mă că-ți face bine. Că noi nu vezi și așa în ce hal arătăm. Și ce bolnav suntem. Am dat de nămol. Nu mă, că e adânc. Nu e mai adânc, mai. Da, vezi că a mai mers unul, dar l-au pus pe cruce, așa că mai bine abține-te. Dă și tu o placă, nu trebuie. Abține-te. Abține-te, abține-te. Nu le pot ca să stau pe ele. Băi, știi ceva lipsește de orele? Uite-l, mă, în față. Victor, ia-o înainte. Să vedem. Acum văd unde e groapa, nu-i problemă. Victor, ia-o în fața mea. Hai, urcă-te pe placă. Merge înaintea noastră. Hai, du-te, mergi, mergi. Da? Suntem din eforie de aici, nu-i problemă. Ne descurcăm și la mare și la lac. Noi nu prea venim aici. Păi bă, îi dăm o placă lui ăsta să pună nămolul pe ea. Ăla care nu-i. Mamă, dar ce petroaie pe aici. Dă-te mai încoace unde e mai comestibil. Nu, că mi-e scârbă să mă uit ce e pe fundul apei. N-auzi, mă, că întâi trebuie să faci baie și după aia... Dar știi ce? Am uitat eu. Și mă duc în Tetergiol odată și sar de acolo și ca la mare iau apă în gură și s-o scuip după aia. Parcă știi, parcă am scuipat apa și a rămas doar sarea așa. Așa am simțit. Ia o gură, n-ai tu pe. Da. Cum se face pe albă? De bronzat sunt bronzat. Când vorbeam la facultate cu alea, a început să școala, era noiembrie, nu știu ce. Și că mie asta vară mi s-a dus pe la pe spate, zicea una, știi? Zic eu, mie mi se duce pe la pe spate în orice timp. În orice anul timp. Dați așa și nu vă mai școlați, uite și așa. Taci, mă, că am de ăștia care... Nu-i bine să te speli, mai stă și două zile în cameră, nu face duș, știi? Îți face salteaua neagră, maro. Iac! Deci pe fundul apei... Haide, mă, să-i dăm lui Viorel placa să pună nămolul pe placă. Păi, Viorel, cred că e deja... Păi, da, l-ai dus, mă! Ia, ăla și pune nămolul în cap, ăla? În cap, a început cu... Îl văd, îl văd. Las că-i dau placa să pună pe placă.
Că o să mă sui și eu pe placă, deja mi-e scârbă să mai merg pe aici, stimați spectatori. Că simt la picioare așa un nisip amestecat cu un nămol și cu scoici, cu ce dracu mai fi pe aici, pietricele. Dar nici pe placă nu vine să mă așez, că bate pietricelul ăsta. El așa a pus nămolul în cap. Și nu-mi vine, și nu-mi vine să mă bag, că bate drumul. Viorele! Să-ți dau, mă, placa, să pui nămol pe placă! Că mie deja mi-e scârbă să mai calc aici. Nu ești normal, bă! Pune, mă, pe placă! Așa se cară nămolul, stimați-le spectatori, pentru cine nu cunoaște, profesioniștii știe. Asta-i nașpa, stai. Nașpa, adu-te la bun. La cum pute, cred că e bun totuși, dar el zice că e nașpa. Ia dă la bun dacă ai nașpa. Și pui pe placă să avem cu ce să rătăm. Noroc că prietenul ăsta al meu cunoaște mai bine zona, lacul. Puh, mi-ai dat în gură. A, și eu, băiat deștept, am luat apa în gură să mă clătesc. Păi suntem 4, bă, 5 cu Victor. Mai am o mână. Mai am o mână, eu știu. Sau cu Cristul. Ia tot cu mână. Hai, adunca pe aici. A, nu e așa adunca. Pune, mă, ia mai mult, că poate vindem la mal aici. Poate vindem la moși, la babe. Nu-i chiar așa bună asta de vânzut. Ne ajunge? Bă, dacă zic că ne ajunge. Ne ajunge. Poate nu ne ajunge, că mai venim o dată. Dacă nu vrea să se dea ăsta lucică. Și acum, stimați telespectatori, urmează o noroială în direct. Mă duc să adun amolul la mal, la Adela, la Lucica, acolo. Diliu ăsta venea cu amolul în cap, pe cap, mai exact. O albă, ce naiba asta? Și ai amolul. 3 la 10 lei. Gata, Victor, ia uite, ți-am adus Nivea neagră. Uite, hai. Fă-te cavrabia în praf. Bagă-te în ăla cavrabia în praf. Noroială în direct. Si, si. Dar nu aici, la mal. Bă, nu scapi azi. Nu vin cu ace, nu scapi. Ca aici te las, nu te mai duc acasă. Am venit la nămol, toți ne nămolim. Asta e. Victorie, dacă nu pentru tine, măcar pentru canal. Mai faci și eu fac și pentru mine, da, da. Hai, da, să ne dăm până la genunchi în jos, la glezne, nu? Ăsta a zis că ajunge cât nămol a luat el. Nămol a luat total. I-am zis, dacă pleacă, nu mai au acasă. Aici rămâne. Dacă nu pentru el, măcar pentru canal. În groapa Marianelor, nu? Iată și unde. O specie de pescăruși. Nu stropești nimic, avea aceea să dă cu nămol.
Vino cu acea, am zis. Vino cu acea, aici ne dăm cu nămol toți. Nu o să te vadă nimeni după ce faci negru, până la gât, până la barba aici. Bă, tu ai și aparate, pe tine trebuie să dăm și pe gingie. Vino cu acea. Hai pisi, tu pe mine, eu pe tine. Da, e bine. Se poate? Oh, da, pe față nu. E căcat pe față. Pe spate. Scuzați. Păi da, stai deocamdată pe față, așa. Bă, da, da, ce porcărie. Nu, bă, cu salată de aia nu vreau. Uite cum arată, dai să vezi. Hai, mă, du-te de aici. Uite, nu ar fi ca așa. Nu, mă! Nu, îți dau și ție. Uite, așa. Du-te că strici filmarea de pe canal. Îți scade vizualizările, vizionările. Du-te, bă, de aici, bă, că vă fac artistii, vă fac super modele. Modele vă fac. Asta-i... Victor, unde ești? Vino cu acea. Hot Couture. Că s-a ascuns. Pleacă-mă de aici cu chiloții tăi, Armani. Adelo. Nu vreau, mă, pleacă. Hot Couture. Aoleu, tot mi-a lipit aia. N-am o leală în direct. Unde-i Victor, că sparg? E, glumele de clasa 6 trebuia să le reprezinte cineva. Unde, mă, unde mi simt tot ăla? Fii atent cum atâta. Dar unde mai da, măi, te-am dat toată burta și tu ce mai dat? Păi, ne dăm pe rând. Vino mai aici. Victor, unde ești? Vino cu ace. Deci fii atent cum ați spărtul ăsta, pur și simplu. Vino cu ace, vino cu ace. Treci la nămol. Vino cu ace. Vino cu ace. Mai aici are în urechi, că-ți bag nămol acum. Vino cu ace. Nu că nu scapi. Victor, dacă nu vii, nu mai vezi desenă toată viața ta. Mai am și mâna asta, vezi? Lasă-mă puțin așa. Nu e rău, să știi. Poate și noi un cadru aici, hai. Trebuie să ne vedești noi. Păi și de ce nu mai dau și pe picioare? Vino, face, mă! A, pe picioare pot să mă dau singur. Păi te dau, mă, dar stai să mă dau și eu. Gata, te dau și pe spate. Mă măleală în direct, stimați telespectatori. Hai că ai scăpat de alunițe. Nu poate, Victor. Ai scăpat de alunițe, PC? Băi, vino cu aia. Da, să vezi când începe să se strângă. Cum se numește, mă, filmul ăla cu aia albaștri? Uite, mă, că a avut dreptate ăsta. Avatar. Avatar. A avut dreptate ăsta. Luați de aici dacă vreți. Luați de aici dacă vreți. Acolo, mă duce și luați de la volă să-l vedeți cum arată. Băi, l-a luat de pe fund și așa, nu... Ia-o-ți, mă, că ele nu-i bun la molul pe care l-ai adus. Da. E nașpa. Da, chiar. Nu, mă, dar așa zice turiștii, bă, că nu-i bun. Bă, ce vează? Stai puțin că eu mă dau și la prostat acum, că am probleme. Băi, mă, 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 ha, mă, lasă-l în pace. Ia dă-l, mă, cu nămol, că prea face figuri. Lasă-l, mă, în pace, nu mai da. Da, da, mă, pe tine, decorează-te ca pomul de Crăciun. Că nu-i bun ăsta, auzi. Tu de ce să nu fie bun, mă, nene? Că e proaspăt. Mai știi, poate fi vreun tratament. Priviți-l, acum ai decorat de la... Zeu, Zeu Neptun. Bagă-te, mă, la fină cu Alica. Dacă nu vrei acum, altă dată nu mai știu că nu. O dată în viață, bă, ieși la Adelo, televizor. Adelo, am găsit unde e apa caldă, Adelo. Ieși la televizor. Adelo! Auzi, bă, România cârcotașă, nu-i bun, domne, nămolul ăsta. Nu, domne, nu. Băi, eu cred că voi baza cu... Oh, arăți bine, arăți bine. Acum chiar că arăți a ninja, pe bune. Chiar ești a ninja. Voi ca să păcăliți lumea, v-ați dat aici cu cremă cu bani, băi. Da. Cu bani? Ce? Cu bani, era aia de piele, nu știi, de pantaloni. De piele. Vino, mă, mai încoace. Adelo, am găsit unde e apa caldă. Sper că arăți bine. Aici e apa caldă. Chiar că așa e, așa e. Haide. Haideți că m-am găsit. Vino, mă, încoace. Ce nu-ți place? Stai să vezi când se usucă frumos, să vezi cum începe să te strângi așa. Începe să te strângi așa. Acum stă la soare. Să te strângi, să te strângă. Să se facă tatuaj măcar, tu te pui mei, uite așa, zici că ești din trip măcar. Uite, mă, uite, Adelo, uite. Bine să vezi. Nu, nu, dă bine? Foarte bine. Și
vino și tu, că tu ești... Ia, dă-ți cu spate, dă-ți cu spate. Oh, mă! Oh. Lumea e murdărit slip-ul armarii. Mi-e gata. Da, 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 aproape, gata. Cu ce ai avut? Pe mine, mă, oh, drag, pielea și așa te, te spală. Da, cu slip-ul. Da, ți-am da, făcut, da, da. Ai nevoie să faci baie, n-ai încotro. Hai. Și asta a fost stimați telespectatori. Da, mă, pisică, mi-ai văzut pe toți. Memolirea în familie, cum nu v-am văzut pe toți? Haide, Victor, vină încoace. Acasă, vină aici. Întinde-l, mă, pe ăla. Dar nu, dai aici așa, pe sarcofag, îți face bine. Nu, n-are țurut, hai. Ta-da! Până data viitoare, vă spune la revedere, vă atent, că e eu. Ta-da!